Bună, fetelor! Astăzi vreau să vă prezint un tag. Am fost tăguită de Alexa Hayatap, să vă las canalul ei în descriere. Și tagul se numește Elimină produsul de make-up. Tagul a fost creat de Janina Italian Style. Și trebuie să pui 10 produse de make-up într-un porfard. Acestea sunt produsele care le-am pus eu. Și să-i dăm drumul. Să începem cu prima întrebare. Să vedem care este prima întrebare. Elimină produsul care de multe ori expiră pentru că îl folosești foarte puțin. Am aici o paletă de make-up de la Naked Urban Decay 4. Este o copie, nu este originală. Folosesc câteva nuanțe din ea, îmi place foarte, foarte mult. Dar cu siguranță o să expire pentru că nu o să o reușesc nici într-o viață să o termin. A doua întrebare este, elimină produsul care nu-l folosești atunci când te grăbești. Cred că tușul, acesta este de la Lux, de la Avon Lux. Nu-l folosesc când mă grăbesc, nu prea folosesc tuș de obicei. Așa arată el, dar nu-l folosesc și este foarte rece și mă face să închid ochii, așa că nu-l folosesc. A treia întrebare, elimină produsul pe care îi schimb brandul cel mai des. Nu îi schimb neapărat brandul, dar niciodată nu folosesc acela. Este rimelul, este acesta de la Lux și acesta îmi place foarte, foarte mult, dar niciodată nu folosesc același. Tot timpul le schimb. A patra întrebare, elimină produsul pe care l-ai cumpărat după ce ai văzut o reclamă. Nu ascult reclamele, dar ascult review-urile de pe YouTube. Am cumpărat acest fond de ten de la Ideal Flawless după ce am văzut un review la o fată din America. A făcut un review foarte, foarte detaliat și chiar nu m-a dezamăgit. Este un fond de ten bun, numai că eu nu-l pot folosi doar pe el singur pentru că este o nuanță prea deschisă, îl combin, dar da, este bun. Elimină produsul pe care vara nu îl folosești. Vara nu folosesc pudră pentru că nu vreau să încarc foarte mult tenul și de aceea. Următoarea întrebare. Elimină produsul pe care nu îl folosești niciodată până la sfârșit. Foarte multe produse nu le folosesc niciodată până la sfârșit, dar cred că sunt perlele bronzante pentru că nu le folosesc decât vara și nu o să reușesc niciodată să termin niște perluțe. Le-am folosit chiar de câteva ori, dar nu o să reușesc să le termin. Au o perioadă de valabilitate de 24 de luni, așa că nu o să reușesc să le termin. Înlocuiește un produs care ai eliminat cu unul din porfard. Un produs pe care l-am eliminat cu unul din porfard. Aș da acest creion de la Color Trend oricând, pentru că nu este rezistent cu rimeluri. Rimelul îmi place mie foarte mult. Elimină produsul care nu-l folosești într-un make-up simplu. Nu știu, probabil că nu o să folosesc rujul, rujul acesta cel puțin, pentru că este o nuanță destul de tare. Este un ruj 3D de la Avon, nuanța Beaten și nu prea folosesc ruj de obicei. Următoarea întrebare este, elimină produsul pe care nu-l folosești în fiecare zi. Corectorul este acesta de la Catrice, nu-l folosesc în fiecare zi. Ce părere aveți despre produsul care a rămas? Produsul dumneavoastră este într-adevăr un produs care nu ai putea trăi. Produsul acesta mi-a rămas, acest gel pentru sprâncene, aș putea trăi fără gel de sprâncene. La început, după cum v-am spus, nu mi-a plăcut foarte mult acest gel pentru sprâncene. Aș putea trăi fără orice produs de make-up din punctul meu de vedere. Chiar nu, poate nu aș putea trăi fără protecție solară, cremă cu protecție solară, dar fără make-up, da. Pentru că mă machiez foarte, foarte rar. Dar despre acest gel de sprâncene vreau să vă spun că îmi place, nu umple spațiile goale, dar dă o tentă foarte naturală
sprâncenelor mele și îmi place foarte mult. Acesta a fost tagul, sper că v-a plăcut. Fetelor, vreau să tăguiesc și eu câteva fete. Am să vă las în descriere numele lor, dacă vor să-l facă, și pe toată lumea care dorește să-l facă. Acesta a fost tagul și v-am pupat. Pa, pa!